Fiecare an începe cu o mare sărbătoare. Pe 1 ianuarie e celebrat Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari teologi creștini. La Iași, sute de credincioși au mers la Catedrala Mitropolitană la slujba de început de an. Ziua de sărbătoare, vremea de sărbătoare, este un prilej de a ne vedea mai adânc și de a ne lucra pocăința. Pocăința însemnând o înnoire a noastră. Este Sfântul Vasile cel Mare și e bucurie, dar pentru noi e ceva obișnuit să mergem, că ne bucurăm, că împărtășim copii. Am lucrat psihotare acum și m-am întors, nu de mult. Mă simt o leacă cam izolat și mai ne apropiem de biserică. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, un sfânt care, deși aici pe pământ a trăit nu foarte mult, mai puțin de 50 de ani, a realizat atât de multe, inclusiv liturgia la care cu toții astăzi am asistat. Sfântul Vasile cel Mare a trăit în secolul IV în Capadocia și a fost unul dintre arhiepiscopii de frunte ai Bisericii Ortodoxe. E unul dintre sfinții care au făcut minunile cele mai mari, considerat ocrotitorul săracilor și păzitor de duhuri rele. Tradiția spune că în prima zi din an au loc și slujbele de mulțumire. Credincioșii își arată recunoștința pentru toate bucuriile din anul ce a trecut.